ce ai cătușele? Păi am cătușele ca și a vrut domnul gardian să pună cătușele de bună plăcere. Mă duc de bună plăcere la poliție. Și mașina ce s-a întâmplat cu ea? De ce ai lovit? Mașina n-a lovit-o, a lovit-o persoana pe asta dublă. N-a lovit-o eu. Bărbatul din imagine are 24 de ani și este din comuna Constanțeană cu Zavodă. Ieri dimineață își făcea veacul pe plaja din Mamaia, undeva foarte aproape de faleza pietonală, când a văzut taxiul încetinind și apoi oprind. Când șoferul a coborât, i-a venit ideea să facă o plimbare cu mașina. Am intrat la toaletă în 5 secunde, s-a urcat la volan și a plecat. Efectiv, n-a avut nimeni cine să-l prindă, am ajuns aici cu alt taxiu, era pe plajă acolo, băieții mi-au confirmat că el s-a coborât din mașină, a lovit tomberoanele astea aici, am alergat după el, l-am prins. În zona hotelului Flora, hoțul a intrat cu mașina într-un coș de gunoi, iar apoi s-a dat jos și a luat-o la fugă. Paza unui hotel l-a prins și l-a imobilizat. Cu bărbatul din mașină. Dacă el nu stă să aștepte poliția, că n-are nicio treabă și a plecat pe plajă, așa că s-a duce la terasa lui, la cârciuma lui. Luat la întrebări, tânărul a declarat că a văzut cum șoferul a lăsat cheile în contact și a vrut să-i facă o farsă. Asta a fost o farsă. Respectivul tânăr nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii de conducere a unui autoturism fără a deține permis de conducere, dar și pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Toți martorii întâmplării de pe faleză au fost de părere că jumătate de vină o are și șoferul taximetrului. A plecat din mașină lăsând cheile în contact și portiera deschisă. Tânărul a fost reținut aseară 24 de ore și introdus în arestul IPJ Constanța. El va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.